Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Let's Play Minecraft și ne uităm, opa, oh, am descoperit un glitch din Minecraft 1.14. Se mai întâmplă? Nu. No. Se zbătea barca, zici că suntem în GTA San Andreas când se mișcau motocicletele așa dintr-o parte în alta. În fine, ne amintim acolo frumos de barul nostru cu torturile. A fost scos de celălalt din păcate, dar eu personal, dacă era, cred că îl țineam toată luna asta. Cred că îl țineam. Că e drăguț, e drăguț. Și e simplu, dar cu efect. Adică e un detaliu foarte simplu, dar cu efect. Bun. Ceea ce vreau să facem în acest episod. Eu vroiam așa frumos să mă pun off-camera, să-mi fac treaba, să strâng pe aici, să mă duc să-mi iau cutia de acolo cu toate obiectele. Și ghiciți ce? Oricât m-aș chinuie, nu am unde să-mi pun lucrurile. Am prea multe. Ca atare trebuie neapărat să facem un spațiu de repozitare. Dar e bine că avem aceste super butoaie. Pe lângă faptul că sunt mai ieftine, puțin mai ieftine decât cutiile, au un avantaj că nu contează dacă au un bloc deasupra, ceea ce poate fi un avantaj. Și mă va interesa să am câte o cutie din asta așa de, practic, un singur butoi pentru mai multe iteme. De exemplu, un butoi pentru cărbune, unul pentru lapis, unul pentru aur, unul pentru fier. Și unul pentru diamante. Și unul pentru redstone, mă rog, ați înțeles ideea. Să am așa câte unul pentru fiecare obiect. Iar la obiectele astea care sunt în cantități mari, gen pământ, stone, o să le las prin cutie eventual și o să fac un spațiu de depozitare automat, cum am făcut și în primul sezon, auzi, semestru. Sunt cu semestrele că imediat se termină și semestrul meu. Dar nu o să fiu între 11-a, băieți, vă dați seama? Sper să vină facultatea cât mai târziu, pentru că nu știu cum o să pot filma atunci, dar mai am 2 ani până atunci, deci e cu răbdare, nu ne grăbim. Bun. Cred că știu cam pe unde aș vrea să fac, ca atare mă apuc de treabă și ne vedem pas cu pas, pentru că aici vreau să facem totul cât mai calitativ. Nu stau să vă plictisesc. Hopa! Vedeți ce văd și eu? Asta ar putea să fie lavă. Ia. Yeah. A, era doar lavă. Mă gândeam că era un spor. Nărci, m-am speriat. M-am și speriat, ești nebun? Salut! Pocnești? A pocnit băiatul. Bă, m-a fraierit. Vreau să fiu un spawner de schelet, că asta îmi trebuie. Dacă am găsit un spawner de scheleți, e Evrika. Așa. Scăpăm de apa asta. Cred că schimbăm un pic planurile momentan. Insula aceasta, avem noroc că este fix sub pajiștea noastră unde vrem să ne facem și baza subterană. Știți că vreau să fac baza subterană foarte mare. Și asta e fix sub pajiște, deci putem să o folosim. Opa, acum chiar este un spawner. Te rog să fie de scheleți, te rog. Te rog, că am de zombie prea multe și de păianjeni. Nu! Să nu cad. Ia uite ce gaură mi-a pus aici. Cred că e de scheleți. Cred că vin scheleții ăștia din spawner. O, sunt două spawnere? Bă, tu de unde ai apărut? Opa, sunt cam multicei. Stai așa să mănânc ceva. Băi, sunt cam multicei. Vreau să mănânc ceva, dar nu mă lasă. Așa. Noroc măcar că am casca. Nu! Că stau să mă moare. Repede. Ok. Cam multicei, băieți. Cam multicei, oameni răi. Dar tu chiar ești răutăcios. Nu-i așa? Sunt cam multicei. Mănânc ceva? Trebuie să-mi fac și armura de platoșa și pantalonii trebuie să mi-i fac. Că nu mi-am făcut și... Mă cam rup băieții în bătaie. Ok, vreau să văd dacă ce spawnere sunt alea. Cred că sunt două, dar măcar unul trebuie să fie de scheleți. Că am găsit o grămadă de zombi și de păianjeni. Ia. Ce e asta? Nu mai am torțe. Aba, da, mai am. Scheleți, perfect, gata, atâta vroiam. Și e foarte aproape de casă, ceea ce e super bine. Dă-i. Super, super aproape de casă și e de scheleți. Exact ce-mi trebuia. Hai că am avut noroc. Hai că a fost super bine asta. Și asta ce fel e? Dacă e și asta de scheleți. Sau e de zombie? Dar oricum, facem spawner dublu. Ceea ce înseamnă multă experiență. Asta cred că e de zombie. Da. Facem spawner dublu. Și avem multă experiență dacă facem asta. Ok, avem de toate. V-am zis într-un episod că... Mi-a zis cineva că, ci că să-i găsesc o armură de diamant calului, dar am o grămadă de armuri și am pus armură de diamant calului. Nu știu de ce îmi zicea asta. În fine. Da, hai că am avut noroc. Pe lângă faptul că am găsit un spawner de scheleți, am găsit două spawnere, unul lângă altul. O chestie foarte rară, dar mi s-a mai întâmplat odată. O singură dată mi s-a întâmplat să găsesc două spawnere și am făcut un spawner dublu și chiar a fost eficient la experiență. Chiar am făcut experiență ca lumea. Și ca atare vreau să fac asta și acum.
Super tare, deci avem spawner de scheleți, avem oase infinite. Iar oase infinite înseamnă multe. Înseamnă în primul și în primul rând legume infinite. Și dacă avem legume infinite, înseamnă că putem să facem schimb cu sătenii. Hai să-mi iau și eu arcul totuși. Oh, domnul cocalar. Fără de astea. Nu primim. Bogătan ca bogătan, dar trebuie să te și porți frumos. Ok. Ce e aici? Ai, o săgeată. Cine a îndrăznit să-și încerce norocul? Nu mai întorțe? Și nici lemn. Aba, da, lemn n-am. Am rămas cu câteva bucăți de lemn, că n-am mai avut în ce cutie să le pun. Și... Ca atare le-am luat cu mine. Și numai bine că le-am luat, că altfel... Dar am luat scările astea și mi-ocupă loc aiurea. N-am cărbune, trebuie să iau niște cărbune. Facem așa, îmi pregătesc târnăcopul, vreau să-mi aranjez, uite, nu, vreau să-mi pun târnăcopul cu for... A, dar asta nu-i târnăcopul cu forcea, nu? Nu, că nu am făcut rost de forcea pentru asta. Trebuie să-l iau pe ăla de fier, care are forcea. Corect. Dar pot să sparg niște cărbune și cu ăsta, nu-i problemă, ca să pot să mai fac torțe. Căci cărbune o să facem rost non-stop, dar chiar o peșteră super bună și mai ales că avem spawnerul de scheleți fix în baza noastră, pentru că aici, în aceste peșteri, o să-mi fac baza de sub pajiște. Că vreau să am... Și uitați-vă cât de mari sunt peșterile astea. Ia, suntem sub ocean? Nu cred. Nu, suntem sub pajiște. Dar uitați-vă cât de mari sunt peșterile astea. Putem să ne extindem foarte mult. Deci chiar putem să ne extindem lejer pe aici. Aici coboară foarte mult. Aba, nu, cu doar până la 50. Bun, hai să iau niște cărbune. Bun. Da, hai că e bine. Am găsit o peșteră super mare unde putem să ne facem baza, ca lumea. Aici o să facem probabil și acel spațiu de repozitare. Cu toate că parcă l-aș face în cealaltă parte unde am portalul din Nether. Nu știu ce să zic. Nu știu exact, dar chiar mă bucur. Dar de fapt, cred că dacă am găsit spawnerele astea duble, cred că am putea chiar în episodul de azi să facem fabrica dublă de scheleți și de zombi. Ok? Cred că mi-ajung cărbunii ăștia. Mai fac niște bețe. Și cu astea fac torțe. Bun. Asta o să-mi ajungă, restul le iau cu siltaci, restul cărbunelui, le iau cu siltaci. Ca după aceea să-l sparg și cu forcean, să fim și noi mai economici totuși. Sau nu mai economici, mai productivi. Că econom înseamnă când economisim, da, economic înseamnă că economisim, folosim mai puțin, cât mai puțin. Aici noi ceea ce facem este să mărim producția. Pentru că luăm cu forcean și o să ne dea mai mult, ceea ce o să fie super eficient. Super, super eficient. Ia. Doar atât? Bun. Nu știu, siltaj mi se pare genial. Bine, sunt foarte multe magii care sunt super bune. Adică siltaj, looting, fortune. O grămadă de magii care sunt excelente, pur și simplu. Și feather falling, nici nu vă închipuiți. Deci feather falling e o magie, nu știu. E un miracol, pur și simplu. Adică, de câte ori nu mi-a salvat feather falling-ul viața în Minecraft, nu vă puteți închipui. De câte ori am picat de la distanță și abia dacă m-a zgâriat, pentru că aveam feather falling. Deci e o magie super bună. Sunt foarte multe magii care sunt super bune. Sau sunt chestii care sunt inutile, cum este de exemplu Bane of Arthrobot, pe care nu-l folosește nimeni. Sau cele două blesteme, pe care iarăși nu le folosește nimeni. Sunt câteva chestii în Minecraft pe care, hai să fim serioși, nu le folosește nimeni. De ce am vrea să ne punem un blestem ca să ne dispară itemele? Am văzut pe cineva care făcea un challenge, adică și-a făcut niște papuci super buni, deci era practic cea mai bună armura a lui. Și challenge-ul lui de la abonați era să-și pună pe papucii aia Curse of Binding ăla. Dacă mori, să-ți dispară. Să-ți dispară obiectul când mori. Asta era provocarea. Asta era provocarea. Cred că pe aici e lavă, că s-a format... Da, uite aici. Așa. Bun. Deci asta m-a cam fraierit. Dar se pare că totuși au fost chiar două spawnere, deci e bine. Dar oricum aș fi intrat în peștera asta. E super bine că am găsit peștera asta, pentru că știm pe unde să ne facem baza. Acum va trebui să văd exact cum voi face cu acești schelești și acești zombi. Și pe unde o să-mi fac baza, pentru că aceste spawnere o să-mi ocupe mult din peșteră. Și trebuie să vedem cam pe unde o să facem baza. Ca atare, în episodul de azi o să fac spawnerul, după ce terminăm cu expediția. Chiar dacă iarăși o să fac episod prea lung, cred că o să... Dacă ies să fie mai lung de 20 de minute, de 40 de minute, o să-l tai pe din două și îl facem în două părți. Dacă nu,
Cu atât mai bine. Dacă am făcut-o și pe asta. Hai să las asta. Da, mai vreau fier, mult fier. Nu am încă fabrică de fier. Și va fi foarte greu să-mi fac una. Pentru că trebuie să fac rost de foarte, foarte, foarte mulți săteni. Foarte mulți săteni. Nu știu câți, mult mai mulți. Adică nu 16 cum erau înainte. Și chiar dacă erau 16, nu mai e cum era înainte. Adică la săteni acum îi mulțești foarte greu, cred. Din ce am văzut, trebuie să faci schimburi cu ei, că altfel nu merge. Nu știu, poate că e la fel de ușor ca înainte și nu știu eu, asta chiar nu știu, dar o să văd. Dacă îi înmulțesc la fel de ușor ca înainte, atunci e bine. Pentru că o să îi înmulțesc și o să-mi fac fabrica de fier destul de ușor. Dar nu cred că e ca înainte. Cred că trebuie să fac schimburi cu ei. Mă rog. Bun, hai că ne lungim cu vorba. Continui eu aici, iau toate minereurile și apoi ne vedem la spawner. O să fac eu spawner în mare parte, pentru că nu e cine știe ce, doar o să vă explic cam cum se face, ca să știți și voi. Și după ne descurcăm, o să fac și zombii și scheleții să cadă în același loc, iar eu să stau cumva între ei, adică să stau între cele două spawnere, ca să fie activate amândouă, și să pice și zombii și scheleți. Și o să fie super, pentru că o să avem productivitate dublă de monștri, pentru că o să avem două spawnere, și o să avem atât oase, cât și Rotten Flesh. Din păcate, Rotten Flesh-ul nu poate fi pus în... Opa, nu, nu tu. Bine, de fapt e bine că n-a fost un creeper. De asta nu trebuie să vă aruncați în găuri pe care nu le vedeți, că nu se știe cum vine un creeper. Și na, poate, în zone largi nu e periculos, dar într-o zonă atât de închisă, poate să vină lângă voi și să explodeze și n-aveți unde să-i dați knockback. Și dacă explodează prea aproape, vă omoară. Era puțin înainte, era un glitch în joc, că dacă erai lângă o explozie, adică erai fix unde era explozia, mureai indiferent ce armură erai, ce armură aveai. Nu știu dacă era un glitch sau dacă așa vroiau dezvoltatorii, dar mureai indiferent ce armură aveai. Deci, dacă erai fix lângă Creeper când exploda, te omora orice ar fi. Indiferent, puteai să ai orice fel de armură. Asta știu din Tekkit, că Tekkit este destul de vechi. Bun. Am zis că verific eu peștera și că încolo n-am mai făcut asta. Bun, mă duc să-mi iau obiectele. Cred că vom folosi pe aici cărămizi, probabil. Probabil. Mai ales că s-au adăugat multe tipuri de garduri și de astea, adică nu garduri, ziduri. Am putea să le folosim ca design. Și în cealaltă parte, practic sub pădurea de mesteacă, o să folosim sandstone, iar aici o să folosim cărămizi și de astea, pietre. Bun, hai că ne vedem. A few moments later. Hai că am făcut treabă. Am lucrat foarte, foarte mult cu camera și chiar adineori am reînceput filmarea. Am vrut să lucrez mare parte off camera și asta am și făcut. Și apoi am venit aici și am repornit filmarea și am vrut să vă zic că trebuie să luăm niște alge și niște soul sand pentru o mică șmecherie pe care vreau să vă arăt. Măi, și era oprit microfonul. Ok, bine că a fost o filmare scurtă, dacă bine că mi-am dat seama. Deci, cât de util, vă zic, mi-am luat al doilea monitor, n-am apucat încă să vă zic să fac un episod sau așa. E super util, pentru că acum pot să mă uit în dreapta și văd exact programul de filmare, văd exact toate setările, ceea ce e super bine. Că dacă nu-l aveam, filmam acum ca prostul și vorbeam singur. Ok. Eu acum vorbesc singur sau vă mai uitați? Ia, se mai uită cineva la episod? Sper că da, că eu cu voi vorbesc. Ok. Puteți observa că am muncit foarte mult, am vrut neapărat să fac totul cu cărămidă. De obicei nu fac asta, dar am zis că pe aici o să fie baza mea. Și dacă aici o să fie baza mea, nu vreau ca lucrând prin bază să sparg pe aici. Și ca atare am făcut totul cu cărămidă ca să știu că aici nu trebuie să sparg. Da? Și la fel și în partea asta am acoperit totul cu cărămidă. Iar aici am făcut unelele. Ele cum vin? Vin... Aici este locul unde vor cădea ei. Vin prin spate, așa, se ridică și se duc așa. Iar aia se ridică, pac, vine în dreapta și apoi încoace. Și o să mergem puțin prin ele și ce șmecherie vreau să vă arăt. Ei trebuie să fie puțin urcați și ca atare. Aici am pus un semn, ei vor veni aici și vor fi împinși și vor ajunge în apă. Apa asta trebuie să-i ridice, dar dacă eu pun asta aici, nu-i ridică. De ce? Pentru că această apă nu este sursă infinită, trebuie să pun sursă infinită, gen așa. Da? Am pus sursă infinită și acum vedeți că îi va ridica un bloc. Dar eu ca să-i ridice până sus trebuie să pun surse infinite peste tot. Și asta este foarte, foarte anevoios. Ca atare, dacă sparg acest soul sand, îl sparg,
Este o șmecherie că aceste alge îmi creează surse infinite și v-am mai arătat eu asta odată. Deci eu dacă pun așa se creează... Opa, ok, am stricat puțin aici, dar reparăm. Îmi vor mai trebui niște semne. Aici se creează surse infinită, ceea ce e super, super șmecher. Pac, 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 până sus de tot. Gata. Și acum mergem jos. Coboară. Hai cu viteză. Așa. Bun. Acum trebuie să mă duc să iau... sparg puțin aici. Mă duc să iau niște semne. Că nu mai am semne. De fapt, să fac niște semne, nu să iau. Cred că mai am prin casă, dar eu fac direct. Nu are rost să mergem până acolo. Așa. Am făcut dezordine. Cred că... Așa și hai și unul aici. Bun. Și trebuie să pun blocul ăsta aici, bine va, nu, vine înapoi și trebuie să pun așa. Se repară ca lumea? Bun, ca să vină aici, asta e foarte important. Și acum dacă sparg de jos, urcă toate. Acum este sursă infinită peste tot și dacă pun blocul ăsta, pac, o să facă bule peste tot pentru că sunt surse infinite. Și dacă mă duc aici, ia uitați ce rapid mă urcă și am venit aici. Și ei se duc frumos, pac, 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 pe aici așa și pică fix aici. Iar, nu! Iar aici este cel de la zombie și practic ei pică aici. Jos este o suprafață de 2x3, aici am făcut doar un horn de 1x1, că am zis că e cel mai ok. Mai, acum dacă stau să mă gândesc, am o mică frică să nu se... Dar nu cred că o să se întâmple, să nu se îmbulzească scheleții și zombii aici, dar nu cred că va fi cazul, că dacă e... Nu cred că o să fie problemă. Dacă e să fie o problemă, o să mai fac un horn aici, care cred că sincer l-aș face ca să... Să prevenim această eroare. Hai să-l facem, repejor. Trebuie un semn aici. Așa. Hornul ăsta nu l-am mai decorat. Am fost leneș și am zis că o să-l las așa. De ce nu? Așa, bun. Și am asigurat și problema asta. Acum știm sigur că nu se vor bloca. Acum trebuie să facem același lucru și la zombie cu algele. Ia. Să pun aici semne. Asta. Punem aici și vreau să mai fac niște semne. Că dacă sunt uituc, asta e. Pam, pam, punem așa. Bun. Ia. Și aici și aici. Bun, și acum facem același lucru. Punem alge de sus până jos și totul o să fie super, super bine. Până aici. Bun. Și acum coborâm în jos. Frumos. Spargem de jos, că e cel mai ușor și în momentul în care am pus aici, pac, ne-a elevat instantaneu. Ia uitați, deci o chestie mai eficientă de a sta în Minecraft. Ce puteți să mai cereți? Ah, dar nu mai pot să cobor pe aici. Nu e bine. Trebuie să mă duc iar prin gaură. În fine. Dar e cu atât mai bine dacă mă duc pe aici, că nu mai trebuie să sparg pe acolo pe jos. Geronimo, oh, eu am feather falling. Ei nu vor muri, nu o să-și ia foarte mult damage, într-adevăr. Pentru că sunt doar vreo 11 blocuri sau ceva. Nu am avut loc să mă duc. Ei trebuie teoretic să pice de la 21 de blocuri ca să rămână doar la un pumn distanță. Dar nu am avut destul spațiu că sunt prea sus. Și n-am vrut gen ei să fie aici și să pice jos. Pentru că așa trebuie să cobor până jos la ei. Așa aș vrea eu să stau aici, afecat între cele două spawnere. Și locul lor de picat o să fie fix aici lângă mine. Știi, să fie foarte aproape. Asta vroiam. Dar nu-i problemă pentru că le dau cu sabia, le dau cu sweeping edge și eu mor foarte repede. Momentan am pus aici o cutie în care să intre toate obiectele și vedeți că au intrat câteva. Dar va trebui să fac altceva. Va trebui să fac un sistem de sortare. Îl fac off-camera pentru că am mai făcut pe canal și vă zic că sunt foarte anevoios de făcut, sunt foarte plictisitoare. Mai ales când sunt în subteran, pentru că trebuie să sparg o groază, trebuie să pun redstone pe acolo prin blocuri. E foarte enervant și nu vreau să vă oblig să vedeți asta. Adică bine, nu vă oblig, nu vreau să vă dau să vedeți ceva atât de plictisitor. Acum trebuie să spargem torțele. Pet, iar am căzut aici. Bravo. Hai că sparg aici. Bun, să nu se fi stricat ceva și acum o să și testăm. Și sper că ați înțeles, e foarte simplu de făcut, adică nu e cineva, ceva cine știe ce, știți? Pur și simplu i-am făcut să cadă de la distanță. Așa. Aici nu cred că mai e nicio torță, bun, astupăm. O să vreau la un moment dat să pun pe aici niște slaburi și chiar acum dacă nu, hai să punem acum. Ca să-i și văd, dacă pun slaburi, îi și văd. Dar nu, de fapt, nu chiar aici, pentru că aici o să stau eu off camera. Pe aici, pe undeva. Să fie și niște slaburi, fiindcă prin slaburi nu trece lumina.
Și ca atare, dacă pun, de exemplu, aici câteva slaburi, la zombie nu-i problemă, pentru că zombii nu trag cu arcul, dar la scheleți ar fi o problemă. Dar uite, dacă stau aici, nu mă văd. Și, practic, eu pot să-i văd pe ei, dar ei nu mă văd. Și spawnerul funcționează, vedeți? Pentru că nu intră lumina prin slaburi, teoretic. De ce e lumina acolo? De unde e lumina asta? Nu-mi place lumina aia, dar... Știu, are... hai să astupăm totuși, că nu ne trebuie așa mult. Hai că am astupat până la urmă. Ce mai rămânea de făcut? Parcă, ia, uitați, vedeți? Deja avem zombi și venim aici și bam, le-am dat, uite. Dau frumos, așa, când o să fie foarte mulți adunați, o să fac multă experiență, pentru că o să am producție dublă de monștri. Era bine dacă făceam un spațiu de 3x3, cred că o să fac un spațiu de 3x3, deoarece sunt mulți monștri și aș vrea să se adune cât mai mulți, ca să dau cu looting 3. Acum hai să-l pornim și pe ăsta. Aici să avem grijă să nu murim, că sunt scheleți și dau de la distanță. Aici, aici, unde mai avem aici? Și cele de pe spawner. Și trebuie să pun una deasupra, blocuri deasupra, ca să nu apară vreun creeper acolo, pentru că pe acest spawner se pot spawna monștri. Se spawnează spawner pe monștri, monștri pe spawner. Oh. Da, exact ce ziceam, treci în gaură, așa. El oricum trage mine, dar am protecție de proiectile. Nu, dar poate să mă arunce în gaură și asta nu vreau. Bun, rezolvat, fermă de monștri, complet. Singura mea problemă? De fapt, nu vreau să vă zic. E super tare în update-ul ăsta 1.14 că poți să pui mai multe protecții. Ok, imediat o să pice și scheleții. Răbdare. Răbdare, băieți, răbdare. Că audita mai drumul de parcurs. Poate să le pun la un moment dat niște gheață. N-ar strica. Dar nu am gheață încă, trebuie să mă duc să fac rost. Să meargă mai repede. E un drum într-adevăr destul de lung, dar nu se respawnează. Și se vor aduna ei acolo. Nu știu dacă trebuie să stau cam aici ca să se spawneze. Nu e neapărat cea mai mare potrivire, pentru că s-ar putea, dacă stau aici, să se respawneze. Da, e ok. Ce-o fi, o fi. Unde sunt scheleții? S-au blocat pe drum? Cred că am greșit ceva, ia. Vedeți, de asta trebuie tot timpul să testăm. Unde sunt scheleții? Aha. Ok. Văd că ăștia s-au urcat. Ok, dacă s-au urcat, unde s-au dus? Ăștia trag în mine în timp ce se urcă. Ok, se duc. Acum se omoară între ei. Ok, se duc. Și au picat? Au picat. Ba nu. Ba da, pică. Pică, ok, pică. Dar s-au omorât între ei pentru că m-au văzut pe mine. E ok. E ok. A, dar nu mai pot să merg. Aoleu, și trebuie să mă arunc în gaură. Ce prostie am făcut. Cum fac acum? Și ce fac acum? Cum arunc între ei? M-am aruncat între ei. Sunt out. Sau? A, ba nu, că sunt doar doi zombi. Ok. Așa, gata. Bun, am gândit-o bine, dar... Acum stau aici AFK. Noi vorbim, toate bune, toate frumoase. Și ei se vor spawna și îmi vor da mie cele mai bune iteme. Ceea ce este super. Trebuie să decorez foarte mult pe aici. Trebuie să-mi fac un tunel frumos. Ia uitați. Am făcut să fie prinși ăștia mici. Ceea ce e super bine. Mai ales că ăla mi-a furat torțele. Dă-mă torțele încoa. Ce avem pe aici? Hai să-mi pun. De fapt, asta mai are o durabilitate. Se sparge imediat. Dar nu am platoșe și sunt prea leneș să-mi fac. Trebuie neapărat să fac un sorter. Pentru că se va umple imediat cutia aia. În momentul în care încep să vină mulți cu armuri, o să se umple instant. Măi, instant o să se umple. Nici nu vă închipuiți cât de repede o să se umple. Aici am pus ca să acopăr hopărele. Bun, deci pică și scheleții. Și o vin aici și îi omor. Dar trebuie să stau ceva mai mult ca să se mai adune. Bun. Cam asta este ferma, băieți. Da, a fost o schimbare de planuri pentru episodul de azi, dar e bine că am făcut-o acum. Acum avem și o orientare cam pe unde e ferma, ca să știm când ne facem baza subterană. Aici eu stau aici ca să se spawneze mai mulți. Știm cam pe unde să ne facem baza subterană, să nu distrugem fabrica asta, pentru că e o fabrică foarte bună, ne dă oase, ne dă experiență, ne dă și Rotten Flesh, poate facem ceva cu el. Dar s-au schimbat sătenii și nu mai e chiar ca înainte cu ei. Dar poate... Ce aș mai putea face eu cu Rotten Flesh? Nu prea multe. De obicei făceam schimburi cu sătenii, dar... Acum cam greu. Acum nu mai cad zombie. Da, pică destul de greu. Trebuie să pun niște gheață pe sus, că merg destul de greu ăștia. Am vrut neapărat să-i pun tocmai aici, departe, deoarece aici, dacă îi puneam, era tunelul ăsta și aș fi astupat tunelul și n-am vrut chestia asta neapărat. De asta n-am mers pe acolo.
Eu zic că e un loc destul de bun asta. Oricum, ei pică frumos. Da, uite. Bun. Noi o să încheiem episodul. Eu sper că v-a plăcut și sper că ați înțeles cum se face dacă vreți să o reproduceți. Oricum, este foarte simplu. Nu e cine știe ce. Ca să înțelegeți, am săpat, nu mai pot să vă arăt acum, am săpat 4 blocuri în fiecare direcție de la spawn, în stânga, dreapta, înainte, înapoi. Deci 4 blocuri în jurul spawnerului, iar sub spawner cel puțin 2 blocuri ca să poată să treacă scheleții pe dedesubt, da? Ca să înțelegeți. Deci avem 4 în fiecare direcție, iar în jos cel puțin 2, plus încă 2 acolo unde e șanțul. Dar sub spawner trebuie să fie 2 blocuri ca să nu se blocheze ăștia. Că nu vrem asta. Așa, ei se spawnează frumos. Să spawnă numai unul, nu știu de ce, dar... E ok. Trebuie să spawneze mai mulți. Da, uite ce frumos. Bă, mi-am lovit. Oh, și cred că am primit și un cartof. Dar am legume deja. Am cartofi și tot ce-mi trebuie. Ia. Am dreptate sau nu? Nu, au fost rotă în plăjă. Am crezut că am primit un cartof. În fine. Da. Numai bine vă orez. Dacă mai doriți episoade, nu uitați că... Aștept like-ul vostru și noi o să ne vedem data viitoare. Eu o să mă apuc acum de sistemul de sortare și în episodul următor ne vedem cu ferma făcută. Numai bine vă urez. Pa, pa!